un episod. Știu că n-am mai avut de mult, dar... avem un lucru pe care l-am așteptat și am promis că nu o să mai fac niciun clip până nu ajunge. Și se pare că a ajuns destul de târziu. Dar se pare că a ajuns. Dacă ghiciți ce mi-am cumpărat, 10.000 de lei. Câștigați. Glumez, nu? O să primiți un like pe canalul vostru de YouTube. Sau un follow pe Instagram de la mine. Mă rog. Asta îmi doream toată viața. Mulțumesc. Da, băieți, mi l-am cumpărat pe Kong din Godzilla vs. Kong. Și acum hai să desfacem ăsta, presupun. Ce bun, ce greu e să desfaci. E foarte bine. Da, cred că o să rupă cum în felul ăsta. O să rup doar așa. Avala. O foarte că mi-ar fi foarte de folos. Ok, guys. Avem asta. Ok, Kong. Haide, Konguleț. Konguleț, că te-am așteptat. Mă, o zi mai fericită, nu știu, doar că l-am câștigat pe Godzilla. Că Godzilla îmi place mai mult decât Kong. Scuze, Kong, da, îmi pare rău, ăsta e adevărul. Deci, super tare, frate. Deci, mi-au zis că o să aibă mai... Mi se pare destul de mare. Dacă încolo e cam la fel ca Godzilla. Cel mai probabil încă nu am desfăcut încă. Ok. Am făcut și asta. Și acum burta. Ceea ce e mai, cel mai greu lucru. Ah. Mamă, nu vă imaginați că greu e. Revenim când îl desfac. Ok, Konguleț, te-am reușit să te desfac? De când te-am așteptat, încerc să-i pun chestia asta pe braț. Că aparent eu pot luadă pe el. Dar cred că nu, ce mai mult stai. Bă, ești nebun cât de tare e Kong. Bă, ești nebun. Te-am mâncat ăsta. Ești nimic de tare. Chestia asta trebuie împăsată și super greu. A, uite că am reușit. Dar nu o să-i rup niciodată, o să o las acolo. Bun, acum hai să vedem toporul. Bă, dar e foarte bine realizat. What? Nu știu cum poți să-i pui toporul. Ce? Nu știu ce. De. Kong. Așteptă-mă, cum îți pun toporul? Konguleț, e greu să iau toporul ăsta. E greu să-i pui. Da, mai bine în Europa, o să țin așa. Sau, cel mai bine... O să-l țină așa. Da, e foarte tare, Kong. Toporul lui. Da, faza e că nu poți să-l pui. E super greu să-l pui. Dar cred că mi-am dat seama acum. Mamă. M-am cu transpirat. Deci, hai să-l măsurăm pe Kong cu Godzilla, mă, deja pe Kong ăsta e gigant. Kong cu Godzilla. Mă, ce tare. Acum, chiar că pot face Godzilla versus Kong. Ah.
Bă, și de când am așteptat vlogul ăsta? Și credeți-mă că a meritat. Rog, dar tot toporul ăsta e greu să-l pui. Toporul să-l pui. Da, am văzut că se poate. Și cred că mi-am dat sună. Uite, am reușit! Kong și toporul. Acum, marele final. Cine va câștiga, Godzilla sau Kong? Scrieți în comentarii. Bine, deja știm. Kong pentru bine, doar când e energic asta. Că am văzut când s-a terminat energia, s-a dus. Dacă am dus toporul, degeaba l-am mai luat. Și l-a bătut Godzilla de la rog, nici nu și-a folosit Atomic Breath. Deci, da, cum fără topor, nu prea puternic. La fel cum e ăsta. Nu știu, nu cum îi ziceam, Thor, așa, fără topor. E praf. Da, Kong. Bine, să zicem, Kong e puțin mai puternic. Chiar dacă, gen... Mă rog, asta nu contează. Ideea este că se mișcă foarte, foarte tare, se mișcă așa. Nu ca o să fac reclamă la de unde l-am luat, pentru că trebuie să facem reclamă după ceva timp. Adică, mai pe scurt, dacă vreți să cumpărați de pe site-ul pe care l-am luat eu, sharahonline.ro, trebuie să așteptați cel puțin o săptămână. Măcar a meritat așteptarea. Îl avem în sfârșit aici, pe Kong. De când mi l-am dorit eu pe Kong. De când am auzit de Godzilla vs. Kong. Și nu-mi vine să cred că Kong mi-a plăcut atât de mult, frate. De când am văzut Godzilla vs. Kong, cum că a început să-mi placă. Foarte mult. Dar nu mai mult decât Godzilla. Godzilla tot rămâne prietenul meu. Cel mai bun. Sorry, Kong. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Apropo, săptămâna asta voi mai face un clip cu ăsta. Dar de unde l-am? E bine, mi l-a mai dat odată prietenul meu și de data asta am o săptămână. Mă rog, nu uitați să apăsați butonul de like. Pentru că a fost foarte greu și a trebuit să cheltuiesc bani pentru el. Și bun, da, apăsați voi butonul de like, că am așteptat ceva. Și uite că a venit. Mă rog. Deci, dacă nu dați like la acest video, coletul următor al vostru o să vină în... Coletul următor... Următorul vostru colet va veni în... 100 de zile. Deci, mai bine nu verifica. Dă o dată like-ul. Bine, nu chiar 100 de zile. O lună. Ok. Bun, cam atât pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați ton de like. Le-am mai zis asta o dată. Am uitat de tot. Eu mă gândesc numai la punct. Mă rog, un follow pe Instagram la Alice Mociu. Un share acestui video, please. Adică dați unui prieten, îi spuneți că, bă, Alice a bă, ce tare Alice pe YouTube. Sau haterii, o să zică cel mai probabil. Bă, uite, bă, hai să-i dăm hate-ul ăsta. Dăm dislike. Da, 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 chiar, e unul care tot dă dislike la clipurile mele. Știu cine e. Vom vedea noi. Vedea. Pa, pa!